În fiecare an de bobotează o tradiție veche, se păstrează aici la Pietroșani, în județul Prahova, este botezul cailor. Iată că deja s-au strâns sute de oameni aici pe izlazul comunei Puchenii Mari. Așteaptă să se termine slujba la biserică, urmând ca apoi preotul să vină aici și să stropească cu aghiazmă caii. Este un ritual pe care localnicii de aici îl păstrează de foarte mulți ani și fac acest lucru, spun ei, pentru ca animalele lor să fie sănătoase tot anul. Suntem alături de domnul Soare Dumitru, un localnic din comuna Puchenii Mari, care, iată, păstrează această tradiție. Încercăm să o păstrăm, să o ducem mai departe. Mai este ca pe vremuri botezul cailor? Nu mai este ce erau, dar acum s-au puținat pentru că a evoluat tehnologia, se lucrează cu tractoare, combine cu alte. Înainte, caii erau prietenii omului, să zic, cei mai apropiați, cu ei munceai, cu ei transportai marfa în locul mașinilor. Acum e un hobby pentru noi. Încercăm să ducem tradiția mai departe, pentru că așa am păstrat-o și noi de la bunicii noștri neapărat. Așteptăm să vină de urmă copiii și nepoții să o ducem mai departe cât se va putea, pentru că de ce în ce obiceiurile, nu numai aici, în general, se cam pierd. Tradițiile nu se mai țin așa. Ce simbolizează acest botez al cailor? Dăm bătrâni să zice că dacă tot erau folosiți și la munci și la transporturi și la negoci și peste tot, să zicea că trebuie să fie sănătos, să le meargă bine, să nu fie bolnav, să fie totul bine, ca să nu... Și cu cine ați venit la botez? Am venit cu băiatul cel mic. Și cu? Cu Vica. Vica se numește? Câți ani are Vica? 11 ani. Și ați botezat-o în fiecare an? Absolut, da, 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 cum să nu? Cum să pierdem așa ceva? Da, mulțumim tare mult! La mulți ani. Da, sunt foarte mulți oameni, din păcate, așa cum spunea și acest localnic din Puchenii Mari, tradiția, din păcate, se cam pierde și asta pentru că de la an la an tot mai puțini proprietari de cai vin aici pentru a boteza caii în ziua de bobotează. În schimb, sunt foarte mulți spectatori, să le spunem, veniți din tot județul, așteaptă concursul, este o competiție de frumusețe între cai, de aceea sunt și foarte frumos împodobiți, dar și un concurs de tracțiune care se desfășoară an de an aici pe izlazul din Pietroșani.